Salut și bine v-am găsit pe canalul de YouTube al cameredigitale.ro. În episodul de astăzi vă prezentăm un action cam mic, dar voinic, și anume Polaroid Cube. Polaroid Cube este o cameră video din categoria camerelor de acțiune ce poate captura video la două rezoluții, respectiv 720 și 1080p sau Full HD în termeni obișnuiți, care se diferă ca formă și dimensiune de aproape orice alt action cam pe care l-am văzut până în acest moment, cu dimensiunile sale liliputane de 35 mm pe orice latură și impresionanta greutate de doar 45 de grame. La dimensiunile acestea este un cub frumos colorat care poate fi foarte ușor identificat ca un simplu breloc de chei dacă este privit de la câțiva metri depărtare, ceea ce îi dă posibilitatea de a înregistra imagini aproape oriunde, dar asta o să vedeți ceva mai târziu. Vorbim despre o cameră foarte simplă, mică și foarte ușor de utilizat, rezistentă la șoc și umezeală, dar pe care nu aș scufunda-o sub apă, nefiind complet impermeabilă, ci doar rezistentă la factorii de mediu. Poate fi aruncată literalmente într-o geantă sau rucsac, poate fi atașată cu ajutorul accesoriului pe un trepied, pe capota unui mașin, prin intermediul magnetului integrat sau chiar de skateboard, bicicletă sau poate, știu eu, chiar de un quadcopter ceva mai puternic ce poate suporta greutatea de 45 de grame a camerei, iar cele 90 de minute de autonomie citate de producător, un card de capacitate mare plus funcția de înregistrare video în lup combinată cu unghiuri larg de 124 de grade al obiectivului, vă vor putea oferi cu siguranță amintiri și experiențe plăcute. Polaroid Cube știe să captureze și sunet, care se aude destul de clar dacă subiectul este suficient de aproape de cameră, altfel zgomotul ambiental al unui oraș așa cum este Bucureștiul este suficient să înnece microfonul on board al camerei, iar cu o scurtă apăsare pe singurul buton prezent pe carcasă, chiar și în timpul filmării, cubul nostru știe să facă și fotografii decente, comparative ca și calitate cu cele ale unui smartphone mediu la o rezoluție de 6 megapixeli și 72 DPI, adică suficient de bună pentru utilizarea pe web. Polaroid are câteva monturi care vă pot ajuta să atașați action cam-ul de diverse suprafețe, printre care amintesc ghidonul unei biciclete, trepied sau mini-trepied, acesta fiind și cel folosit de mine în clipul care urmează, un headband pentru cei care doresc înregistrarea clipurilor dintr-un punct de vedere propriu, sau chiar una ce poate fi atașată unei căști de schi, de motocicletă, etc. Bun, acum am să includ în cele ce urmează câteva extrase din clipurile video înregistrate cu ajutorul Polaroid Cube, împreună cu câteva fotografii capturate cu acesta, apoi revenim cu programelul de control și câteva cuvinte de final. Țin să-mi cer scuze pe această cale pentru picătura de ploaie prezentă pe obiectiv, însă vă rog să mă credeți că pentru mine a fost de-a dreptul invizibil. Am introdus inițial în Polaroid Cube un card de 16 GB și clasa 4, un card de felul său destul de încet ca și viteză de transfer, pentru a testa dacă, virgulă, camera se poate descurca în aceste condiții și numai că mi-a fost surpriza să aflu că înregistrarea a decurs fără cusuri. Apoi am schimbat cardul cu unul de 16 GB, însă clasa 10, și am înregistrat câteva zeci de minute chiar în fața Muzeului Antipa din București, observând o fragmentare a clipurilor video la fiecare 5 minute, ceea ce ne duce cu gândul la posibilitatea utilizării acestei camere și în rolul de cameră de bord pentru mașină, extinzându-se astfel cu mult domeniul de utilizare. De aici, dacă ne ducem spre micul soft ce se instalează automat pe orice card microSD introdus în cameră, putem vedea că există opțiunea de a seta frecvența, eu am setat 50 de Hz pentru că suntem în Europa, se poate activa data și ora suprapuse peste filmare și posibilitatea de a înregistra în buclă, ceea ce înseamnă că, virgulă, camera filmează în continuu urmând ca la umplerea acestuia să... ca la umplerea cardului să rescrie cel mai vechi fișier, toate opțiuni specifice camerelor de bord. Tot ce vă este necesar în acest caz, în plus față de ceea ce este deja livrat în colet de către producător, este un cablu USB mai lung și posibilitatea de alimentare printr-un adaptor USB de la portul de brichetă al mașinii.
Trebuie să spun că, virgulă, calitatea filmării mi s-a părut deosebit de decentă pentru categoria de preț din care face parte și mai ales pentru dimensiunile sale. Detaliile sunt suficient de bune, expunerea este detectată și setată corect, iar culorile, cel puțin ziua testului, pe vreme înnorată, sunt redate corect, fără a vira forțată nuanțe de verde, violet sau alte aberații de culoare întâlnite la camerele de genul acesta, testate de mine în trecut. Action Cam-ul Polaroid Cube poate fi achiziționat de pe site-ul cameredigitale.ro, care este unicul importator al Polaroid în România, împreună cu toate accesoriile necesare, disponibile separat în funcție de nevoile fiecăruia. Voi atașa în descrierea acestui episod toate linkurile necesare. Asta este tot pentru astăzi, așteptăm feedback-ul vostru în ceea ce privește Polaroid Cube și ne revedem în curând cu alte materiale. Până data viitoare, toate cele bune!